ziua și bine v-am găsit! Inițial, emisiunea se desfășura fără invitata noastră specială, Iris, dar între timp a ajuns și ea în emisiune. Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod al emisiunii Afară, dar acasă, acasă, dar afară! Îl avem alături de noi pe nimeni altul decât fiul meu, Eric Popa, de 5 ani. De 5 ani încoace este copilul meu, din câte puteți observa. Tocmai mi-a confirmat asta prin acest strănut. Pentru că nu e așa... Strănutul ăsta a fost că trebuie să facem emisiunea ta mult mai rău. Da. Așa spune strănutul meu. Strănutul lui spune că trebuie să facem emisiunea mult mai repede. Desigur, și Iris. Ca să fie și rândul meu, a zis. Bine. Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod din emisiunea Afară, dar acasă, acasă, dar afară. Astăzi îl am alături de mine pe nimeni altul decât fiul meu de 5 ani, Eric Popa. Mulțumesc că ați acceptat invitația. Și eu vă mulțumesc. Vroiam să vin aici. Da? Da. Foarte mult. Și eu și mai mult îmi doream să veniți aici. În cele ce cel mai mult. În cele ce urmează, aș vrea să povestim puțin despre stilul de viață de acasă, despre cum ne-am adaptat în această perioadă a carantinei. Apoi, în etapa a doua a emisiunii, aș vrea să povestim despre cuvintele vechi, folclorul românesc, să-l punem în evidență. Veți avea de asemenea o probă în care să ghiciți... Multe ghicitori. Semnificația unor obiecte. Și în cele ce urmează vom vedea cum se desfășoară lucrurile. Sunteți de acord? Da. De ceva timp petrecem timp împreună acasă. Puteți să ne spuneți cum este perioada asta pentru spiritul copilăresc? Cum e de când stai acasă? Nu e foarte bine deloc. Ce îngroapă pisica? Căței. Câte degete are un elefant? 3. Și câte picioare are? 4. Și câte mâini? Niciuna. Dar niciuna. De ce ți este cel mai dor de când ești în carantină? De animalele, adică de lupi și de jaguari. Tigri. Te vezi des cu lupi, jaguari și tigri? Și lei! Ok. Când te-ai văzut ultima dată cu lupii, jaguarii și cu tigrii? Niciodată. Dar unde trăiesc ei? Păi, tigrii trăiesc în Africa și leii, lupii trăiesc în pădure. Crezi că și ei sunt în carantină? Da. Dar ce înseamnă, de fapt, să fii în carantină? Nu știu. Păi cum? Și stai de 60 de zile în casă? Păi tu a spus și nu știu. Când crezi că te vei întoarce la grădiniță? 100.000 de ani. Câți ani trăiesc oamenii? 100-500.000 de ani. Și câți ani trebuie să ai ca să fii mare? 200-500 de ani și mii. Tu ce vei fi când vei fi mare? Pompier. Și ce fac pompierii? Sting focul. Ok. Cine aprinde focul? Păi, oamenii normali pot să au foc sau hoții. Cine este președintele țării noastre? Nu știu cum îl cheamă, nu știu nimic despre el. Mami, pentru informația ta, îl cheamă Klaus Iohannis. Ba nu, așa. Eu îi zic, așa îi zic, da. Și ce face un președinte într-o țară? Nimic. Acum că am făcut aceste, că am pus la cale atâta lucruri serioase, aș vrea să discutăm puțin despre semnificația unor obiecte. Avem aici, în fața noastră, acest obiect. E un ceas foarte vechi. Un ceas foarte vechi. Și ce face el? Suni. Este un ceas cu care suni? Da. Unde? La primărie. Ok, și primăria ce face? Primăria nu face nimic. Nimic. Ce este asta, neagră? Care este? La ce este? E cablul care trimite la telefon să suni pe cineva.
Ce este? Un telefon sau un ceas? Telefon. Și aici ce de avem? Ceas. Ok. De când este acest obiect? Este de mii de ani. Ok. Cam atât de bătrână este și mama ta cât ceasul ăsta. Câți ani are mama ta? Nu știu. Nu mi-a spus niciodată. Cum nu ți-am spus niciodată? Ți-am spus. Am 20 și... 5. Cool. Care este mâncarea ta preferată? Mâncarea mea preferată sunt ciocolăcile. Povesteam despre obiecte și am aici următorul obiect. Poți să-mi spui ce este? Este un turtitor de aluat și se numește turtitor de aluat. Și poți să ții te lupți cu el ca sabie. Dacă n-ai sabie de șucărie. Ok. Mai am acest obiect aici. Poți să-mi spui ce este? Este un spărgător de nuci. Cu el faci așa și spargi nucile. Ok. Și asta? Este de scos coaja pe morcov și pe cartofi. Și pe cartofi. Tăietoare de cartofi și morcov. Iar asta? Turtitoare de nuci. Înainte de a ajunge la proverbele vechi românești și a discuta pe baza semnificației lor, aș vrea să discutăm puțin despre... Ghicitori. Nu sunt ghicitori, aș vrea să spun doar că sunt niște întrebări existențiale. De exemplu, ce face sufletul? Dă puteri la oameni ca să trăiască. Ok, și ce face inima? Bate pentru totdeauna. Nimic nu mai contează. Mami! Am o întrebare foarte importantă pentru tine. Ce este o zebră? Are dungi negre, albe. Și ce face ea? Ce este? E un animal. Mănâncă iarbă. Și pietre. Este un animal care mănâncă pietre? Da! Ce îți aparține și este folosit mai mult de alții? Jucările. Ce cuvânt este pronunțat corect când este greșit, dar este pronunțat greșit când este corect? Pisic. Ce îi spune un perete alb unui perete verde? Peretele alb e cel mai bun și peretele verde nu e cel mai bun. Cine nu pune nicio întrebare, dar are nevoie de răspuns? Președintele. Președintele Iodiță. Președintele Cucuciță. Okay. Dumneavoastră, vă place muzica? Da. Și ce cântec îți place cel mai mult? E secret. Ok, dar... Îmi place Papa Pute. Papa Pute, Papa Pute, Papa Pute, Papa Pute. De fapt, e Papa Ute. Papa Pute, nu e Papa Ute. Din tot ce se poate face pe lumea asta, ce-ți place ție să faci cel mai mult? Nimic. Deci poți să fii și tu președinte? Nu. De ce? Că președintele nu face nimic. Ba face. Ce? Scrie și doarme. Bluza ta este dungi albe cu roșu sau roșu cu dungi albe? Roșu cu dungi albe. Spune-mi, te rog frumos, unde trăiește o zebră? În Africa de Nord. Dar ce se întâmplă în Africa de Nord? Vine căldură uriașă la centimetri de oră. Care este primul lucru pe care îl vei face atunci când vei ieși din carantină? O să mă dau cu trotineta afară, okay. În parc. Ok. De cine ți este cel mai dor? De cine ți este cel mai dor? De biscuiții de aici, să-i mănânc. Bine. Ce sfaturi ai pentru cei care sunt foarte, foarte triști în această perioadă? Să-i ofer tablourile mele. Wow, ce idee bună! O idee foarte bună! Ar fi un gest frumos din partea ta. La câți ani te vei duce tu la școală? 1100. Acum aș vrea să discut despre niște lucruri foarte filozofice cu tine. Apropo, ce înseamnă filozofic? Să te joci cu jucării. În cele ce urmează, aș vrea să discutăm despre niște proverbe, despre niște zicători vechi românești și aș vrea să îmi explici doar ce înseamnă. Ce înseamnă a face pe cineva cu ou și oțet? Pe roboți. Bine faci, bine găsești. Pisicile. Pisicile. Cu răbdarea treci și marea. Marea este cea mai bună din lume. Boii bătrâni fac brazda dreaptă. Fără tablou ca hoții.
A pune carul înaintea boilor. Pisicile foarte mari, la fel ca mocanii. Ce înseamnă a împușca doi iepuri dintr-un foc? Să prinzi foc la casa de iepuri și când te întorc iepuri acasă să ia foc. Okay. Ce înseamnă a face ochi dulci cuiva? Ochi dulci? La oamenii de dulciuri! Ok. L-aș mânca pe tot dacă aș vedea unul. Ce înseamnă cine se scoală de dimineață departe ajunge? Când iese afară. Așa. Și atât. Și nu mai găsește casa când se e la munte. Ok. Vreau să comentez următorul proverb. Haina nu îl face pe om. Bă, îl face dacă te dai cu ruși pe corp. Apa trece, pietrele rămân. Apa este cea mai bună și duce pietrele la malul mării. A turna gaz pe foc. Argazul e cel mai bun și dă foc la oameni. Din talpa casei nu se face o badă de roată. Talpa casei se face din cauciucuri și roți și din papuci se fac cauciucuri. Ce înseamnă vinde pielea ursului din pădure? Să iei o piele de urs și să îl tai pe urs și îl ataci și să iei pielea de urs apoi. Dacă tăceai, filozof rămâneai. Florile sunt cele mai bune și jucările iau viață. După mine, potopul. Nu știu ce cuvântă. Cine stă în casa de sticlă nu aruncă cu pietre. Oamenii. Să stăm strâmb și să judecăm drept. Așa judecăm drept. Meseria e brățară de aur. Brățarele sunt strălucitoare. Lăcomia pierde omenia. Sprâncene. Vrei, nu vrei, bea Grigore aghiazmă. Dinții. Cine nu încearcă, nici nu câștigă. Trotinete. Cu fundul în două luntre. Camerele. Și cu dânsa întrânsa și cu sufletul în rai. Mașinile de Lego mic. Vorba lungă, sărăcia omului. Mașinile de Lego mic. Și într-un definitiv, sângele apă nu se face. Sângele rămâne apă pentru totdeauna. S-a dus bou și a venit vacă. Bou a venit în casă și s-a dus la cumpărător să ia de mâncare acasă și de fapt vaca a venit la el acasă. Aș vrea să spun că pofta vine mâncând. Cesurile din casa asta și câinii iau viață cât mai până la final. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezență. Mai am foarte multe lucruri de discutat cu tine. Cu siguranță ne vom mai întâlni la această emisiune. Sper ca toate planurile tale de viitor să se îndeplinească. Ai o urare pentru oamenii de acasă? Poți să le dai un sfat atunci când se simt triști? Să-mi promotați tablouri de la noi acasă! Deci, concluzia serii, poți să ne spui așa o vorbă de duh? Ce... Vă jucați cel mai mult cu pistele de curse Hot Wheels și mașinile de Hot Wheels. Și acesta nu a fost un program sponsorizat. Vă mulțumesc pentru atenție, sper că v-ați distrat alături de mine și de Eric, sper că ați aflat lucruri noi și ne vedem cu altă ocazie la o altă emisiune, afară dar acasă, acasă dar afară. Ciao!